tragedie în România. A murit Mioara Roman. Mioara Roman, fosta soție a primului premier al României după Revoluție, Petre Roman, a încetat din viață noaptea trecută, la vârsta de 83 de ani, în azilul din Snagov, unde era internată de câteva luni. Sursele indică că decesul a survenit în urma unui stop cardiorespirator. Anunțul a fost făcut de fiica ei, Oana Roman, pe o rețea socială. Născută Mioara Georgescu, ea a fost partenera de viață a lui Petre Roman și mama Oanei Roman. Cuplul a trăit împreună timp de 3 decenii, divorțând în 2007. În ultima perioadă, Mioara se confrunta cu probleme grave de sănătate. Jurnalist de radio, traducătoare și profesoară de limbă și civilizație arabă. Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, și-a petrecut ultimii ani în spitale și centre de recuperare, suferind de o formă gravă de Parkinson și de o degenerare neurocognitivă. Mioara Roman necesita îngrijire constantă. Pentru a se asigura că primește îngrijirea necesară, fiica ei, Oana Roman, a decis să o mute la un azil de lux din Snagov. Acolo, Mioara beneficia de toate serviciile necesare și era vizitată frecvent de către fiica și nepoata ei. Oana Roman a transmis primul mesaj după moartea mamei sale, Mioara. Îngerii să te vegheze, a scris influencerița pe rețelele de socializare, după ce a primit vestea că femeia care i-a dat viața a pierdut lupta cu viața. Oana Roman se află într-o vacanță alături de fiica sa, Isabela, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. I-a transmis un mesaj de profundă tristețe. Fosta soție a lui Petre Roman a trecut în neființă cu puțin timp înainte să împlinească 84 de ani. Vestea nefericită a lăsat un gol imens în sufletul vedetei, care, deși departe de țara natală, a simțit nevoia să-și exprime durerea. Cu inima frântă, bruneta i-a adus un omagiu mamei pentru toate lecțiile și iubirea pe care i le-a dăruit.